Klaus Iohannis a mers la spitalul Matei Balș pentru a vedea situația la fața locului. Președintele a vorbit de necesitatea unei reforme profunde la nivelul sistemului sanitar și a felicitat pe cei care au intervenit în această dimineață. A fost o intervenție foarte complicată, cu foarte multe forțe implicate. S-a reacționat extrem de rapid, în foarte puține minute, forțele de intervenție au intervenit, au stins focul, au mutat pacienții la alte spitale, însă, din păcate, pentru câțiva a fost prea târziu. Totuși, țin să felicit forțele de intervenție pentru promptitudinea intervenției. Situația se repetă cumva. Am avut nu de mult o tragedie la Piatra Neamț, avem acum aici la Balș această tragedie. Au fost incendii mai mici la alte spitale și cu siguranță motivele sunt diverse, ele sunt anchetate și anchetele vor scoate fără îndoială la lumină ce s-a întâmplat, cine este vinovat și vinovații vor fi sancționați. Însă, după părerea mea, problema este mult mai amplă. După părerea mea, aici avem de a face cu probleme structurale în spitalele din România și am solicitat noului ministru al sănătății și la discuția pe care am avut-o acum câteva săptămâni și astăzi din nou să lucreze cu celeritate la un proiect de reformă pentru întregul sistem de sănătate din România.